Am spus la mulți ani vărului Săndel, dar mai avem o sărbătorită celebră a lumii televiziunii, doamnelor și domnilor. Astăzi este ziua de naștere a Iulianei Tudor. Colega noastră, Dana Popa, acum face o surpriză. Ia să vedem, Dana, unde este Dana? Bună, Cristi, dragi telespectatori, astăzi avem o frumoasă sărbătorită lângă noi. La mulți ani, Iuliana, tot ce-ți dorești. Bine v-am găsit, te îmbrățișez, Cristi, și da, e o zi specială. Mulțumesc foarte mult, suntem împreună, iată, cu tine și cu Cristi suntem, de fapt, împreună de foarte multă vreme, în ocazii speciale, de cele mai multe ori. Îți mulțumim și noi că ne-ai primit aici, practic am spart așa o mică petrecere, cumva, este o petrecere mai intimă, dar pentru că suntem de-ai casei, ca să zic așa, ne-ai primit un pic aici ca să luăm un scurt interviu. Obișnuiesc în fiecare an să ies alături de colegii mei, să ne facem așa și o retrospectivă, pentru că ziua mea se întâmplă să fie chiar la încheierea fiecărui sezon de emisiune Vedeta Populară. Și atunci e cumva și un moment de relaxare, și un moment de concluzii, de ce nu, și ne pregătim pentru vacanță de data asta. Te aud și eu cu vacanța, că știu că mai subțire cu vacanța, tu ești așa cu munca și iar muncă. De altfel, mâine ești pe scena unui festival, nu? Am ales să fiu de ziua mea pe scenă din mai multe motive, pentru că mi-a fost dor, recunosc, și pentru că merg alături de prieteni. Sunt oameni cu care colaborăm de foarte mult timp la televiziunea română și momentul pentru care mă duc mâine este dedicat memoriei unui artist care a lăsat foarte multe lucruri valoroase în Arhiva TVR. Și atunci trebuia să fiu acolo. Este vorba despre Petrică Moise. Cum sărbătorești cu familia? Că aici suntem așa, doar cu doamna Elize și... Suntem doar între noi. În familie merg de fiecare dată în weekend și de data asta, duminică, o să merg la ei. Tudor, de ziua mea, este la campionatul național de scrimă, este în focuri și cu multe emoții, este primul lui campionat național și sper să fie bine, îi spun succes, chiar dacă nu o să fim împreună, dar sunt convinsă că va fi totul foarte bine, e importantă experiența. Voi aveți o relație specială tu cu Tudor. Nu ți-a pregătit așa nimic frumos să stea înainte de acest campionat sau de concurs? Acum, dacă ne uităm pe ceas, e după amiază, e ora la care el doarme. Până mâine mai sunt foarte multe ore și sunt convinsă că se va întâmpla. Obișnuiește să-mi scrie. Ne-am creat acest ritual în fiecare an de zilele noastre de naștere și mă surprinde de fiecare dată, în fiecare etapă de vârstă, vezi, gândesc diferit, sunt diferiți, cu cât un gând care, îți dai seama, mă emoționează de nu mai trebuie nimic. Părinții tăi cum te așteaptă așa când te sărbătoresc la această aniversar, să zicem? Cu prăjitura casei, pe care o face mama și știe că îmi place, sau tiramisu făcut de asemenea în casă. Și cred că, de fapt, bucuria întâlnirii e dincolo de o zi de naștere sau de orice altceva. E important că suntem împreună. Îmi doresc să fie sănătoși, să stea cât mai mult alături de noi și să fim împreună. E cel mai important. Nu am cum să ratez acest moment și să te întreb soțul. Ce face soțul? Cum se pregătește soțul pentru ziua Iulianei Tudor, a soției sale? Acum tu știi că lui nu-i place să vorbesc despre el. Păi, da, dar am îndrăznit așa un pic. Ce să spun, în fiecare an stăm și ne gândim, de fapt, prin Tudor, la cât timp a trecut, câte lucruri extraordinare s-au întâmplat, ce copil minunat avem și cred că vezi construcția unui copil este despre părinții lui. Și mă bucur că în Tudor regăsesc foarte mult din ceea ce mi-am dorit să las acolo, în special în inima lui. E un copil pe care l-am învățat să-și asculte inima și cred că e cel mai important dar pe care îl putem da unui copil. Și pentru mine e poate una dintre marile mele realizări. Te fac să plângi de ziua ta? Un pic așa, nu mai mă puneți vorbesc de Tudor. Unde mergeți în vacanță? Ce destinație? El începe să își dea cu părerea așa asupra destinațiilor de vacanță, are preferințe? Unde vrea să meargă vara asta? Bine, dacă ar fi după el, ne-am opri în mai la Disney și ne-am mai întoarce în septembrie. Deci dacă am putea să stăm acolo, ar fi minunat. Nu se poate lucrul ăsta. Este dor pentru că pandemia ne-a ținut departe și am rămas în România, am vizitat și i-am arătat foarte multe locuri extraordinare.
mare. Anul acesta o să mergem în Grecia o săptămână și vom mai vedea câteva weekenduri probabil prin țară. Ne place și Delta, obișnuim la fel, e deja un ritual să mergem acolo, îi place la pescuit și atunci dincolo de acea săptămână probabil că vom mai rupe câteva weekenduri în țară. Iuliana Tudor, 45 de ani. Ce îți lipsește? Ce îți mai dorești pentru tine? Ce nu s-a concretizat până acum? Nu știu dacă mai doresc neapărat ceva, dincolo de sănătate și de pace. Vezi că e un timp în care cuvântul ăsta a revenit și învățăm să prețuim, poate mai mult, pacea. Apoi e important că sunt sănătoasă, că pot să-mi cresc copilul, că pot să mă bucur de meseria mea, că pot să mă întâlnesc cu voi, că am prieteni extraordinari, că am foarte mulți fini cu care sper să mă întâlnesc curând, și mici și mari, vorbim de vreo 7 perechi de fini și vezi, astea cred că sunt mai bucurii. Mai e loc, cu siguranță, nu spun nu, dar cred că astea-s bucuriile fiecărui om și la asta cred că e bine să ne raportăm, la ce avem în sufletul nostru și lângă noi. Pe lângă sănătate, tu, ce cadou ai vrea să-ți faci tu de ziua ta așa? Nu știu, nu ești la shopping, cum te răspeți? De ziua mea îmi place să stau, îmi place să ies cu prietenii, uite așa, să ne bucurăm unii de alții, dar în general aleg liniștea, uite și vezi un cadru ca ăsta, de-aia am și ales să venim aici, este absolut superb, îmi plac grădinile de vară din București, îmi place să mă plimb foarte tare, pe jos, mai nou, în ultimii ani am făcut foarte des asta și face bine, ce să spun, e cu bucurie și atât, e cu bucurie. Oricum, ai o siluetă de invidiat, sper să rămâi așa și la fel de veselă și împlinită și să ne bucuri în continuare sufletele așa cu momentele tale speciale, cu invitați și cu tot ce faci frumos. Păi dacă voi mă țineți în priză, atunci este clar că o să am grijă și de siluetă, glumesc. Mă bucur că, vezi, odată cu trecerea anilor, ne mai și înțelepțim. Vine un pic de maturitate, vine un pic de echilibru, se așează foarte multe lucruri și cred că e o etapă de viață în care învățăm să ne și bucurăm de la lucrurile simple până la ceea ce contează cu adevărat. Repet, sunt niște valori pe care în tinerețe nu prea le vedem. Știi, alergi după tot felul de lucruri care ți se par importante, de obținut. Dar liniștea sufletească, iubirea, dragostea mai ales, dragostea pentru tot ce e în jur, lucrurile astea, vezi, le câștigi un pic în timp și îți dai seama cât de importante sunt. Noi te credem pe cuvânt și avem încredere în tot ceea ce spui. Acum știu că vrei să fugi la masă, la invitați. Cristi, noi o să ne întoarcem la tine. Am încercat să o emoționăm așa, de fapt am reușit să o emoționăm. Nu a plâns încă, dar poate urmează. Vă predăm legătura de aici. Mulțumim. La mulți ani încă o dată, Iuliana Tudor. Mulțumim, vă salut pe toți. Mulțumim și noi, Iuliana, la mulți ani, petrecere frumoasă.